las și pe colegul meu acum să spună câteva vorbe, că eu am vorbit cred că mai mult decât aveam timpul alocat. So, it's open, yeah. Ja, ich werde jetzt den Link herstellen zu den Wurzeln unseres Unternehmens, nämlich nach Deutschland, und deswegen spreche ich auch auf Deutsch. Der Herr Groß wird so nett sein zu übersetzen, denn dem Rumänischen bin ich nicht mächtig. O să fac acum trecerea la rădăcinile noastre din Germania și pentru că suntem nemți, o să vorbesc germană, eu o să traduc. Wir als Rewe und vor allen Dingen auch in Deutschland sind seit jeher, zumindest seitdem ich in dem Unternehmen bin, darauf bedacht, dass wir nachhaltig gute Dinge tun. Ich fange damit an mit Haiti. Das war so das erste große Projekt, was ich selber miterlebt habe. Ca și Rewe suntem obișnuiți să facem lucruri sustenabile, care să treacă peste timp. Pot să povestesc pentru început despre un proiect din Haiti care a avut loc chiar când am intrat în companie. Es wurde viel Geld gesammelt, es wurde viel mobilisiert, es wurde viel Geld investiert, um diesen Menschen dort die ersten Schritte in ein normales Leben wieder zu ermöglichen. Und es wurden Schulen gebaut, es wurden Häuser gebaut und es war insgesamt eine Bewegung, die in der ganzen Rewe alle Mitarbeiter doch sehr berührt hat. Vorbim de, sau de activități de strângere de fonduri care au avut ca efect construcția de case în Haiti, construcția de școli și prin asta s-a asigurat acelor oameni primii pași către o viață normală, iar în cadrul grupului Rewe a fost o mișcare profundă. Und deshalb freue ich mich auch sehr, dass ich jetzt so ein bisschen die Brücke bauen konnte nach Rumänien und wir hier auch etwas in der humanitären Arbeit was Gutes geleistet haben. Și mă bucur să am ocazia să fac această punte către România și în zona de responsabilitate sociale să putem avea această activitate aici. In diesem Sinne möchte ich auch noch mal ganz kurz, obwohl mein Kollege das schon gemacht hat, auf den Tag, den wir hier verbracht haben, eingehen. Chiar dacă eu am spus deja ce am simțit în ziua în care am fost aici prezent, vreau, domnul Bianski vrea să mai facă și el câteva aprecieri. Wir sind hier morgens angekommen bei noch ungefähr 28 Grad. Es steigerte sich im Laufe des Tages auf 35 Grad. Am ajuns dimineața la deja 28 de grade, pe la amiaz au fost 35. Und wenn man dann wie ich aus Norddeutschland kommt, dann ist alles über 23 Grad schon kaum noch zu ertragen. Și eu cum vin din nordul Germaniei, tot ce e peste 23 de grade e deja greu de suportat. Und deswegen war ich auch am Ende des Tages sehr stolz auf mich, dass ich meine Arbeit verrichten konnte. Aber viel mehr stolz war ich natürlich auf alle meine Kollegen, die ich in einem ganz neuen Umfeld mal erleben durfte. Bineînțeles că am fost foarte mândru să pot să termin treaba pe care am avut-o de făcut, dar și mai mândru am fost de faptul că toți colegi am putut să iau contact cu colegii mei într-un alt mediu. Und noch mehr hat es mich gefreut, dass die zwei Damen, mit denen ich in einem Team war und Beton gerührt habe, es geschafft haben, mich so hart zu motivieren, dass ich noch stärker und mehr arbeiten musste aufgrund ihrer Leistung. Și cel mai tare m-a impresionat colegiile mele din echipă, două doamne care au rotit beton împreună cu mine și care au muncit așa de tare încât m-au motivat să muncesc și mai mult, și mai mult. Und das führt auch zum nächsten Punkt. Ich hoffe, dass das, was wir getan haben, auch nachhaltig wirklich Bestand hat. Und auch wenn wir nur Amateure sind, haben wir uns die größte Mühe gegeben, dass das hoffentlich wirklich gut hält für die nächsten 30, 40, 50 Jahre, so lange wie möglich. Și sperăm ca tot ceea ce am făcut aici să dureze, chiar dacă am fost amatori, sperăm să 30-40 de ani să casele să reziste. Meine letzten Worte sollen jetzt nochmal den Hauptpersonen des heutigen Tages gelten, und zwar den Familien, die jetzt demnächst hier einziehen dürfen. Ultimele cuvinte le adresez familiilor care urmează să se mute. Ich habe selbst zwei Kinder, das dritte ist unterwegs, zwei davon habe ich heute mitgebracht. Am personal doi copii, al treilea este pe drum, cei doi sunt astăzi prezenți. Und aus diesem... Nein, und aus diesem Grund kann ich schon sagen, wie wichtig, oder dass ich weiß, wie wichtig es einem persönlich ist, dass man ein Haus über, ein Dach über dem Kopf hat, dass es der Familie gut geht und dass man am Ende sagen kann, ich habe alles dafür getan, um meiner Familie das Leben zu verbessern. Și din cauza asta știu ce înseamnă să ai un acoperiș deasupra capului, să-i meargă familie bine, să pot să spun la sfârșitul zilei că am făcut totul ca familiei mele să meargă și mai bine.
Und dass wir als Unternehmen und auch als einzelne Personen dort einen kleinen Stein mit bewegen durften, freut uns sehr. Und ich wünsche Ihnen von ganzem Herzen, dass Sie all Ihre Zeit, die Sie noch hier sind, ein wunderschönes Zuhause haben, ein warmes Heim, gerne hierher kommen, sich immer wieder gerne an die Arbeit vorher erinnern und dass Sie sich untereinander so gut verstehen werden, dass es immer ein Ort der Freude bleibt. Und in diesem Sinne viel Erfolg, viel Glück und ich hoffe, der Segen des Priesters wird dann auch in jede einzelne Familie einkehren. Sper că contribuția noastră individuală și ca grup să vă ajute să aveți o casă caldă, să vă bucurați unii de alții, să aveți succes în viață și să ne vedem poate peste timp cu plăcere. Mulțumim mult pentru toate cuvintele frumoase. Am să vă invit acum domnul Costea împreună cu managementul Reve să și formalizăm această inaugurare și ne vom duce la intrarea în casă să tăiem o panglică roșie. Una pentru noastră. Domnul președinte, poftiți. No, vă rog, vă rog. Vedeți, m-am mai făcut asta. Vă dau... Vă las eu că okay. Avem... Nu. O să tăiem pe rând. Vă rog. Ok. Gata. Ok. Da? Să fie în ceas 2, 3 și... Bravo! Mai tăiați una aici, ca să vă rămână și dumneavoastră și una mie. Și asta? Dumneavoastră. Asta să păstrăm amintire. Mulțumim! Ca o parte de asta. În familie. O să vă invităm să nu ne întoarcem. Habitați vom fi manager pentru că există, pentru toată munca pe care o fac, că este uriașă, pentru fiecare zi în care ziceau că nu se poate, dar s-a putut, autoritățile la fel ne-au susținut de fiecare dată. N-a existat, nu se poate, s-a făcut tot posibil, întotdeauna lucrurile au mers așa cum trebuiau. Mulțumim grupului Reve că pe noi au ales să ne susțină și visele noastre au ales să le construiască. Și că v-am văzut efectiv, am spus mâna cu noi, am muncit împreună. Aici se construiesc vise. Și mulțumim foarte mult. Thank you all the volunteers for all the work, for every day, for every hard work that you have done. It's very important for us. Thank you. Da, mai mult decât. O să dați microfon mai departe a domnului Bănică, să ne spună și dumnealui câteva gânduri. Bună ziua! Țin să mulțumesc tuturor sponsorilor, municipiului local și nu în ultimul rând domnului Costea pentru ceea ce s-a realizat aici, pentru noua casă în care ne vom muta și țin să mulțumesc voluntarilor că au fost alături de noi, ne-au susținut în construirea acestei case și nu știu, sunt foarte emoționat că astăzi se împlinește un vis. Ce scuze. Un vis pe, nu știu, care a fost ceva timp de când ne luptăm ca să avem o casă noastră și să sperăm spre un viitor mai bun, spre, nu știu, o normalitate mai bună în acest municipiu și în acest oraș. Nu știu, vă mulțumesc tuturor că sunteți alături de noi. Doamna Curălaru,
Vă rog și dumneavoastră. Bună ziua! Țin să vă mulțumesc din suflet pentru ceea ce ați făcut pentru noi, dumneavoastră și cei pe care îi reprezentați. Din timpul dumneavoastră ne-ați oferit nouă părticică și asta a însemnat foarte mult. Visul nostru acum este realitatea. Avem un loc al nostru în care suntem bucuroși să primim oaspeți. Vă mulțumesc din suflet! Ca să surprindeți puțin, deja aveți câteva imagini. Noi vrem să vă arătăm un filmuleț pe care l-am făcut la fiecare eveniment de team building cu voluntarii noștri. Nu o să le parcurgem pe toate, dar pe unul mi-ar place să-l vedem de la un capăt la celălalt, ca să vedeți ce a făcut fiecare echipă.